Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Etalare pentru aproximativ august, cât a mai rămas, 15 august, da? 15 august, sfârșit de septembrie, sau dacă vreți, poate să fie până pe 15 septembrie, până pe 15 octombrie, rămâne de văzut oricum, pentru că etalările se manifestă variabil în funcție de harta voastră natală, de situația în care sunteți și etalările rezonează în funcție de unii, de alții. În timp ce am amestecat setul de cărți, a venit steaua. Pentru unii poate să fie, pentru că știm că balanțele se simt atrase de vărsători. Poate să fie cineva cu marcaj în semnul vărsătorului, dar nu cred musai că asta e ideea principală. Ideea principală că există un vis care pare deocamdată de neatins. Poate din cauza că aveți nevoie, interesant, și clarificatorii au confirmat că este nevoie de așteptare. Sau se așteaptă, sau s-a așteptat în manifestarea acestui vis eventual cu șapte de monede, probabil că aveți ceva de vindecat. Probabil că aveți ce vindeca. Aveți ce vindeca, da? La capătul setului de cărți, aici aveți două suflete perechi. Aici aveți femeia divină, împărăteasa, regele de bâte. La capătul celălalt, regina de bâte și împăratul. Cu siguranță este o energie feminină care vă interesează, vă atrage dacă sunteți bărbați. Și dacă sunteți femei, e un bărbat plin de pasiune care este atras de voi. Dar să zicem că acum are parte de o revelație sau urmează prin comunicare, printr-o călătorie să se manifeste o idee, o revelație, un adevăr, o înțelegere a unor lucruri, eventual înțelegerea unei separări, probabil între voi sau în viața uneia dintre voi, a unei dezamăgiri care cheamă la o dezamăgire produsă de o energie toxică, care cheamă la renaștere. Ceva de genul acesta se regăsește și aici. Dorința de a se manifesta o nouă relație, o nouă etapă între voi și o persoană pasională. Dar sunt trei persoane aici. Berbec Taur, Taur Fecioară Capricorn și Berbec Săgetător Leu. Doi bărbați și o femeie, sau poate să fie și invers. Ideea este că sunt trei persoane și probabil că trei e prea mult, probabil că cam așa se întâmplă în relații. Trei uneori este prea mult. Și atunci trebuie să așteptați până rezolvați niște chestiuni, eventual. Dar, am zis, dacă sunteți bărbați, sunteți atrași de o femeie într-un mod foarte, foarte intens. Vreți să manifestați creștere, vreți să manifestați abundență cu acest personaj, vreți să manifestați dragoste, că asta înseamnă părăteasa. Și totuși trebuie, înainte de toate, manifestat un adevăr, o discuție, claritate, ca să puteți avea victorie. Hai să vedem balanță. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. August 2022. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem, da? Da, magicianul, dorința de a începe ceva nou. Poate că există într-adevăr, sunt trei persoane și e deja prea mult. Și cine consideră acest lucru, consideră și că se simte manipulat și că probabil își dorește ceva nou. Hai să vedem. Patru de bâte, cavalerul de cupe și trei de bâte. Probabil că o romanță, pentru unii, o romanță la distanță, la un drum, posibil în afara casei, sau v-ați întâlnit într-o casă, într-un restaurant, a fost un moment interesant. Pentru că pentru mine și pentru alți colegi, patru de bâte înseamnă și o ieșire în oraș, fiind patru, element fix, dar fain, distractiv. Poate să fie un restaurant, un teatru, ceva de genul ăsta. Aici este o romanță, un personaj cu flori. Poate nu s-au dat flori, dar, eu știu, s-au mâncat, eu știu, ceva. Ceva drăguț, s-a comunicat, mai mult sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin s-au comunicat niște emoții, dar s-au manifestat. De comunicat, nu știu cât, dar s-au simțit și s-au manifestat niște emoții, un romantism, ceva. Și atracție sexuală, foarte, foarte intensă. Eventual, această situație a provocat pe unul dintre voi, bărbat, femeie, dintre cei implicați, să alegeți.
Pentru că unul probabil că avea o relație, celălalt nu avea relație. Și atunci... Și dacă ați fost amândoi liberi, poate că relația a fost, eu știu, de fapt nu a fost relația, a fost un hobby, a fost o pasiune, a fost o, eu știu, un job. E un alt element care necesită atenție, să zic. Și iar, distanța, nevoia de a alege, de a comunica, rămâne de văzut cum s-au rezolvat astea, pentru că sunt undeva în domeniul trecutului. În prezent, 7 de spade, 5 de cupe, și cavalerul de spade, wow. Da, dacă a fost triunghi amoros, există regrete. Există mai regrete. Și chiar dacă a fost și dacă n-a fost, pe lângă regrete există și o stare de dor, 5 de cupe. Pe care probabil, cel puțin unul dintre voi, dacă nu chiar amândoi, o regret. Ce vreau să zic, da? O stare de dor pe care cel puțin unul dintre voi o manifestă. Sau poate o manifestați amândoi. Ceva m-a bruiat. Ceva vă bruiază și pe voi. Eventual niște vești neașteptate vă bruiază. Dar ați văzut că a fost un moment de tulburare. Nu arătați. Am zis, cel puțin unul dintre voi nu arată dorul. Poate chiar amândoi. Dacă vedeți, păi, ăla nu zice nimic, că mi-e dor, eu de ce să-i zic ceva de genul ăsta? Dar poate că vă e dor ambilor. Rămâne de văzut, totuși, că e ceva ascuns aici cu 7 de spade. Poate întâlnirea a fost în ascuns, interesant. Și vă e dor, totuși. Dar în prezent apare, cavalerul de spade, o să clarificăm, evenimente neașteptate, neașteptate, da? Comunicare bruscă din partea cuiva. Poate chiar o călătorie, pentru că e o motocicletă. E iute ca gândul. Da, poate și o călătorie, că văd că este sub 3 de băte. Poate cineva vine de la drum. Vedem. În viitor, cavalerul de băte. Altul foarte iute. Doi cavaleri iuți. Dar aici este reprezentat de o energie feminină. Eventual... lucrurile da, se schimbă, vreau să zic, se schimbă și apare roata norocului. Energia se schimbă, dacă în prezent este o stare de nu știu câte nostalgie, e dor, e regret, din cauza că fiind lucrurile ascunse nu s-au putut manifesta probabil public sau într-un anume fel. Ia uite, 5 de monede. Da, vă eliberați de acest sentiment de abandon, de drăguț cu faetonul. Și iar călătorie, deci pe această verticală numai călătorie. Dacă v-ați simțit abandonați din cauză că e distanță între voi și n-ați mai putut comunica și n-ați mai putut arăta emoțiile pe care le simțiți, în viitor, evenimente neașteptate, comunicare pasională, lucruri intense se vor simți, se vor trăi și vor schimba energia aceasta. Da? 5 de monede cred că e starea de acum a unora dintre voi. Și dacă la un moment dat ați regretat, v-ați simțit abandonați, mergeți mai departe. Eventual, dacă cineva v-a părăsit, vă vedeți de drumul vostru și am văzut mai devreme steaua. Steaua este destinul nostru, nu e doar zodia vărsătorului. Faetonul merge către destinul său. După, într-adevăr, după alegeri, am tot vorbit de alegeri, da? Într-o formă sau alta. Vă veți hotărâ până la urmă ce direcție vreți să alegeți. Și cred că alegeți totuși, pentru că a apărut steaua, vindecarea și destinul vostru. Da. Da. Luna, regele de monede și asul de băte. Probabil că confuziile pe care le-ați simțit la un moment dat în relație cu un anumit personaj, le stabilizați într-un fel. Vă concentrați sau le... Aș putea să spun că emoțiile respective le folosiți într-un mod creativ și stabil, cu asul de băte și cu regele de monede. Posibil pentru unii, iar să aveți... Pentru că luna înseamnă secrete, aveți secrete și acum, totuși... Variază de la om la om.
Ceasul de bâte e o nouă pasiune, tot în secret. Rămâne de văzut, în afara căsătoriei sau un pic mai netradițională. Poate vă întoarceți, nu știu. Poate vă întoarceți la acea pasiune secretă. Vedem, vedem. Hai să vedem la capătul setului de cărți. Pentru că variază de la un la un. Unii sunteți bărbați, femei, de o anumită generație, de aia zic, variază. Luați și voi ce considerați că e pentru voi. Nu intrați în panică, cum că cineva vă înșală până nu aveți dovezi. Da. La capătul setului de cărți vreți să blocați, probabil. Ori v-a blocat un semn de apă, ori vreți să blocați un semn de apă, iar e distanță între voi. Și totuși, acest blocaj aduce o trezire, o înțelegere a unor lucruri, asul de spade. Aduce asul de spade. E necesar uneori să blocăm anumite situații pentru a le înțelege, nu? Hai să vedem clarificatorii ce adaugă. 4 de bâte în trecut pentru balanță, te rog frumos. 4 de bâte, 8 de cupe, da, vă eliberați eventual. Ia uite, iar secrete. O dragoste secretă, mai. 7 de spade și asul de cupe. O dragoste, o atracție. Dar de care v-ați îndepărtat? Probabil că v-ați dat seama că... Nici nu știu dacă s-a manifestat ceva concret pentru toți. Pentru unii da, pentru alții ba. Poate să rămână doar de domeniul visului, cum am văzut mai devreme. Idealului. De neatins cu steaua. E doar o... fantezie. Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe. Ia uite, justiție. 4 de bâte iar, spânzuratul și marea preoteasă. Iar acea romanță, cavalerul de cupe înseamnă romanță, înseamnă sensibilitate, înseamnă un anume nivel de dragoste. Aș spune că e pus în stand-by, în amânare, spânzuratul, din cauza unor chestiuni legale și din cauza unei case. Ori chestiuni legale legate de o casă, ori... poate să fie căsătorie și atunci apar iar marea preoteasă secrete, 7 de spade, luna, ce văzuse mai devreme. Da, niște chestii rămân așa în secret pentru că e o casă, e o căsnicie sau niște chestiuni legale. Dacă balanța e căsătorită, trebuie să rămână acea romanță atârnată așa în coadă de pește pentru că... și totuși, interesant. Da, interesant. Vedeți, soarele s-a lăsat totuși în spate și mergeți într-un cuplu în care nu vă simțiți foarte bine. Cuplu sau parteneriat, 5 de monede, da? 3 de bute. Asta tot, am zis, mergeți, dar era de domeniul trecutului. 3 de bute, regele de monede. Da. Probabil că unii aveți un job important la distanță. Călătoriți, ați, bine, e de domeniul trecut, dar probabil că se manifestă și în viitor. Regele de monede e un profesionist. Sau căsătorie, casa este la distanță de job, posibil pentru unii, cu 3 de bâte. Și asta vă creează și vouă și altora stres nou de spade. Mai ales dacă aveți și copii, mai ales dacă... Și asta e, la distanță se pot întâmpla multe. În fine, 7 de spade. Nu știu pentru cine citesc, pentru cineva citesc, da? Wow! 7 de spade, uf! Oricineva are o pasiune și care e exact ce are nevoie. Deci 9 de cupe, împlinirea tuturor dorințelor și asul de bâte, super, super atracție sexuală. Apă, foc și semn de aer. Ori și ascunde de voi această pasiune, ori voi ascundeți de cineva această atracție. Atracție care
vă place, nu e ceva, nu, de cupe, vă împlinește multe dorințe, multe doruri, să zic. Dar e ascunsă cu 7 de spade. E ascunsă. Pentru că e greu de atins. Poate să fie și distanță cu steaua. 5 de cupe. În prezent 5 de cupe. 6 de spade. Asta e bine. Asta e bine, dacă lăsați totuși emoțiile negative și mergeți călătoriți măcar mental către o altă stare, vedeți cărțile, da. Mai pozitivă e bine. Hai să vedem totuși. Da. Sunt responsabilități la drum, la distanță, peste hotare poate, sau peste, eu știu, multe orașe. E totuși o lume, da? În capătul celălalt al țării, al continentului, sunt niște responsabilități acolo. Vedem o carte pe 6 de spade. Uf. Cineva merge către un personaj cu marcaj puternic în zodia Taurului? Nu știu. Sau, dacă a fost o situație pe care o regretați, aș spune că vă detașați aceste regrete și vă regăsiți credința. În tradiții, în, eu știu, în familie, în neapărat căsătorie, în familie. Sau, eventual, vă duceți la un ghid spiritual, la un profesor, da? Care vă ajută să înțelegeți acele regrete. Da. Da. Poate să fie. Poate. Poate v-a fost dor de casă unora. Dacă ați fost plecați, poate v-a fost dor de casă. Dar, chiar și așa, există o atracție, o nouă atracție, nouă ăsta, iar, repet, se manifestă variabil. O nouă atracție față de cineva, multe emoții, 9 de cupe și asul de băte. Dar care este ținută în secret? Sau poate, varianta cea mai bună, fugiți de această atracție teribilă, zic teribilă pentru că sunt și emoții, fugiți, o lăsați în spate ca să, aveți și 6 și 7, ca să vă concentrați pe tradiții, oarecum seamănă povestea din trecut cu prezentul. Vă luptați între tradiție, casă și o atracție foarte misterioasă. Misterioasă sau pe care trebuie să o țineți în umbră. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade și 7 de cupe. Într-un vești care va aduc confuzie, mare grijă. Hai să vedem. Vești care va aduc confuzie. 7 de cupe. Clarificăm 7 de cupe în prezent. Ce era aici? Unde ești? Lumea. Aha. Aș spune confuzie la distanță. Dacă ați avut confuzii, puneți capăt. Și confuziilor și opțiunilor. Ar putea să fie cu cavalerul de spade o decizie bruscă. Nu, nu mai vreți confuzii, nu mai vreți opțiuni, vreți să vă concentrați pe o singură idee, poate pe această pasiune în secret, rămâne de văzut, voi știți, sau poate pe acest mare preot. Vedem. De oricum e o încheiere de capitol. Dacă sunt confuzii într-o relație, la distanță, sau în relație, în situații, poate aveți comunicați online cu mai multe persoane, simt că în această comunicare online, interesant, online, au zis niște vești și care ar putea să vă ajute să luați o decizie. Ziceți, gata.
Nu mă interesează. Prea multe discuții, prea multe opțiuni. Și în momentul în care puneți capăt acestei stări, să zic, puteți manifesta și vindecare și o nouă dragoste și o nouă etapă, să zic, emoțională în viața voastră. Cavalerul de Bâte. Clarificăm în viitor, Cavalerul de Bâte. Viitor aproximativ. Poate să fie și septembrie și octombrie. O, astfel de cupe interesant. Asul de cupe. Da, lăsați responsabilitățile și călătoriți către destinul vostru. Iată, vreau un pic. Da. Până la urmă, voi știți ce e în mintea voastră. Acum cărțile pot să confirme. Încă nu zic până nu văd și pe roata norocului. Roata norocului, clarificăm roata norocului. Pentru că asul de cupe a venit invers. Și vreau să știu dacă e amânare sau refuz. Roata norocului, te rog frumos. Roata norocului. Roata norocului. Roata norocului. Ia uite, asta e, schimbați energia. Vă apasă, vă consumă. Interesant. O chestie. Schimbați energia. Intrați înspre vindecare. Probabil că e un personaj empatic care vă poate regina de cupe, foarte bun psiholog. O persoană empatică, înțelegătoare, vă poate vindeca, interesant, echilibra, balanță, regina de cupe și temperanță. Vă poate ajuta să vă echilibrați. În fine, mai dăm o carte pe 10 de cupe în viitor. O carte. De bute și roata norocului. 10 de bute. 10 de bute. Pentru balanțe, soarele nu vine să știm de nodul nord în balanță. 10 de bute de roata norocului, te rog. Renaștere. Da. Eu așa văd. Vreți? V-ați săturat să munciți? Unii dintre voi să trageți, să aveți responsabilități? Unii dintre voi sau poate alți oameni vă pun în cărcă multe lucruri, poate iar în plus este și o pasiune neîmplinită, ținută în secret, care vă consumă. Vreți să schimbați energia? Vreți să renașteți? 10 și 20, și aș spune cu 10 și 20 și 21, e o schimbare, sau cum să explic? Dublați efortul, dublați efortul, da, 10 și 10. Dublați efortul de a vă transforma viața, de a renaște. Interesant, dar e drăguț totuși. Da, iar este o pasiune. Este un personaj, poate aventurier, poate aveți în viața voastră un personaj aventurier care vă creează probleme. Ba, vă îmbăcați, ba, vă certați, ba, nu știu ce. Și vă aduce dureri și suferință. Încheiați acel ciclu, iar 10, și încercați să atrageți și să manifestați stabilitate, regina de monede, probabil, unii dintre voi. Sau persoana respectivă se satură. Iar, probabil, persoana respectivă se satură. Cineva se satură de atâta aventură și pasiuni trecătoare și opțiuni. Cineva se satură. Nu știu dacă voi sau cealaltă persoană, nu știu. Voi știți care e viața voastră. Am zis, variază. 5 de monede. Valetul de monede, stai aici. Valetul de monede. Da, vă eliberați de stres, 9 de spade. Sau un semn de pământ, taur, fecioară, capricorn, care s-a tot simțit părăsit, se eliberează, nu știu, cineva, cine s-a simțit părăsit, începe o nouă direcție în viață și se eliberează de stres. Și apare faetonul. Și apare faetonul. Și de aia, din acel motiv, sau din acest motiv, cavalerul de cupe a fost clarificat de asul de cupe invers. Nu mai vreți aventuri. Cavalerii de cupe vin, pleacă, vin, pleacă. Bărbați, femei, nu contează, da? Pasiunile, vin, pleacă, vin, pleacă. Dar nu v-a umplut sufletul pentru unii dintre voi, că ați avut opțiuni. Sau pentru, eu știu, cineva cu care ați relaționat. Că poate să apară persoana cu care relaționați sau puteți să apăreți voi. Și atunci,
Dacă voi ați intrat și ați ieșit în viața cuiva, personajul respectiv nu mai vrea. Pentru că vrea vindecare, vrea dragoste. Dacă voi ați avut de-a face cu asemenea personaje, voi nu mai vreți. Mai dăm o carte pe asul de cup. Da, uite. Nu, refuz. Nu mai vreți. Nu mai vreți. Gata. 4 de cupe. Selectați. Și repet, dacă nu sunteți voi, este o persoană care n-are nevoie doar de du-te, vino, atracții sexuale trecătoare, comunicări confuze, online. Nu, nu mai vrem relații la distanță, nu ne concentrăm pe altceva. Pe ce? Pe descoperirea destinului nostru, că am văzut steaua. Zic la nostru, nu știu de ce, că am și eu ceva acolo, Pluto în balanță. Și Venus, apropo de luna din vărsător, Venus în casa șaptea a balanței. Așa. Deci, vă concentrați către sau pe vindecarea voastră și descoperirea destinului vostru. Da? Dă și pe faeton o carte, te rog frumos. Mi se pare fain. Mi se pare fain. Și de-aia înseamnă că acel mare preot înseamnă regăsirea credinței sau comunicarea cu cineva. Cu cineva care vă ajută să clarificați niște lucruri, să... Da. Valetul de bute. Inițiați un nou drum. Care poate merge către independența voastră sau, repet, personajul care lasă în urmă aventurismul acesta, libertinajul, un libertinaj sau niște chestiuni. Vedeți? Justiția și patru de bute. În afara casei, în afara relațiilor, în afara convențiilor, cine a practicat, voi sau personajul cu care ați fost în relație, aceste lucruri, se satură. Nu știu, vrea, apare dorința de transformare. Aș spune că e o nemulțumire emoțională care, 5 de cupe, da? Care cheamă la regăsirea sinelui. Și marele preot în această perioadă, repet, poate acest post, postul, că tot fac de Sfânta Marie la mulți ani, mariilor, marinilor, și celor care serbează, își serbează ziua astăzi. Că fac în zi de sărbătoare. Iar v-ați săturat de secrete, de minciuni, să vă mințiți pe voi, să stați în relații care nu vă atrag sau să stați cu oameni care vin, pleacă, vin, pleacă. Da. E foarte interesant că apare central male preot, în trecut marea preoteasă. Intuiția v-a spus că trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, ați amânat niște lucruri, că na. Probabil că ați lăsat niște povești în stand-by sau poate niște visuri, că tot am văzut steaua. Dar aș spune că dacă le-ați lăsat în stand-by și încet, încet v-ați mai ascultat intuiția, ați mai încercat să vedeți, de fapt, visurile acelea de noapte, ce vreau să spună? În această perioadă, ori comunicați cu o persoană înțeleaptă, ori vă duceți la biserică unii dintre voi, ori comunicați, nu știu, cu o figură, cu o autoritate intelectuală, profesională, spirituală, experiență. Și acel personaj vă ajută să clarificați ceva. Că am văzut astfel de spade, da? Ia uitați. E 8 de bâte, comunicare și asul de spade. A spune că e de bine. Pentru unii dintre voi care alegeți greu, că balanțele în general aleg greu, cred că se manifestă o alegere pe care de mult timp simțiți nevoia să o faceți. De mult timp, nu de ieri de azi. Și dorința de a vă reconstrui viața, dar, repet, vreți să vă dublați efortul în acest sens. Și e bine, că probabil simțiți că ați lăsat în urmă multe lucruri. Au rămas nefăcute multe lucruri atârnând în cap de, eu știu, o relație neîmplinită, de niște oameni care nu se implicau, de niște situații contracte nesatisfăcătoare, de anumite...
multe chestii, de niște confuzii, în primul rând, da? Cam atât deocamdată. Hai să vedem un sfat pentru balanțe. Un sfat. Un sfat. Balanță. Soarele lunii Venus ascende, nodul nord în balanță. Da, străluciți. E dreptul vostru să străluciți. Și treceți de insecurități. Faceți-vă timp să vă iubiți în acest proces de transformare. Pentru că până acum nu v-ați bucurat de adevărata dragoste. Ori din cauza altora, ori că n-ați știut. În fine. Da, interesant. Sper că v-a plăcut și v-a răspuns la anumite întrebări. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, balanțelor. Ceau, ceau!